Mare de a vă spune bun venit în Câmpia Soarelui, aici unde în anul 1821 Tudor Vladimirescu a lansat chemarea la luptă către tot norodul omenesc, care a devenit cunoscută în istorie ca proclamația de la Padeș. Prin această declarație, poporul era mobilizat la luptă împotriva răului. Astăzi ne întâlnim la o acțiune culturală istorică care ne face să nu uităm pe Tudor Vladimirescu și pe pandurii lui, care s-au jertfit pentru țară și poporul român. Dragi oaspeți, bine ați venit la Padeș să trăim împreună istoria. Vă mulțumesc pentru participare. Îl invit la microfon în momentele următoare pe domnul Sabin Stamatescu, președintele Ligii Culturale Fiii Gorjului. Onorată asistență, doamnelor și domnilor, aici la Padeș, cu 197 de ani în urmă, domnul Tudor se adresa mulțimii cu gândul la redobândirea libertăților pierdute ale nației, îndemnul său fiind unitatea tuturor energiilor țării care ar fi dus binele oștesc. De aproape 200 de ani, poporul român l-a asimilat sufletește pe domnul Tudor, noblețea venind din fapta sa pilduitoare, că și așa cum spunea marele savant Nicolae Iorga, voise ca în țara lui să aibă parte de fericire săracii neamului românesc. Proclamația sa către țară a fost detonatorul duhului revoltei ce îi stăpânea pe cei mai mulți din locuitorii țării. Aici la Padeș, din primele zile ce au urmat proclamației, satele din plaiul cloșanilor și-au arătat sprijinul total față de cel care le promitea convingător desfințarea birului și redobândirea drepturilor și privilegiilor de care se bucura țara în vechime. Iar noua construcție va fi bazată pe dreptate și libertate. Tudor a înțeles primul că numai coalizând toate energiile nației, indiferent de starea socială, se poate realiza însănătoșirea națiunii. Tudor a alcătuit oastea norodului, a trecut Oltul și a intrat în capitală, unde poporul l-a primit cu uimire, cu uimire și bucurie, dându-i pe drept titlul de domnul Tudor. Dar așa cum istoria a mai consemnat, pentru ca o nație să înceapă trezirea, este nevoie de martirajul cuiva. Astfel s-a întâmplat și cu Tudor, acesta căzând martir datorită unor uneltiri pe care însă și istoria le-a consemnat. Noi gorjeni, reuniți în Liga Culturală Fiii Gorjului, una dintre cele mai active societăți culturale din România, de ani buni încercăm să menținem vii ideile lansate la Padeș de Tudor Vladimirescu. Iată-ne și în acest an al centenarului Marii Uniri, venind aici la Padeș, mulțime de gorjeni din București, dar și din alte părți, pentru ca împreună cu oamenii locului să comemorăm pe cei care la Padeș au deschis izvorul eliberator de energie al poporului. Avem în acest an o mulțime de proiecte de realizat pe care sunt sigur că împreunați în gând și în fapte vom reuși să le realizăm. Stimați gorjeni, mă simt onorat că membrii Ligii Culturale Fiii Gorjului mi-au dat sarcina de a conduce în perioada următoare această prestigioasă societate. Voi fi un sprijinitor al tuturor inițiativelor care vizează aducerea la cunoaștere a marilor momente de înălțare ale nației. Voi fi alături de toți care, într-un fel și altul, îndrăgesc frumosul plai gorjenesc. Vă mulțumesc mult! Conform datinilor străbune, în momentele următoare, slujba de pomenire pentru domnul Tudor și pandurii săi. Gardă, drept, descoperiți! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri,
sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.